Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să mă opresc puțin la pasajul pregătit sau programat pentru ziua de astăzi, referitor la promisiunile lui Dumnezeu. Și una dintre promisiunile divine este viața din belșug. Viața din belșug. Belșug în viață. Bineînțeles, atunci când ne gândim la belșug, ne gândim, în primul rând, din punct de vedere material, este cea mai clară tangentă pe care o creează noțiunea aceasta de belșug în mintea noastră. Să avem belșug. Să avem din abundență ce mânca, ce îmbrăca, se referă la contul nostru, se referă la valorile pe care le avem, la casă, la mașini și așa mai departe. Belșugul material este o formă de binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Nu știu, dumneavoastră v-ați gândit vreodată, nu știu la ce vârstă ați ajuns, poate unii la 20, 30, 40, 60, 70 de ani, v-ați gândit că de atâta amar de timp mâncați de cel puțin 3 ori pe zi? Știți că dacă nu mâncați de 3 ori în fiecare zi, nu supraviețuiați. Acum, și de 2 ori, dar poate un pic mai mult, este o cantitate de hrană minimă pe care un corp trebuie să o consume pentru ca să poată supraviețui. Există în lumea animală ființe care pot mânca odată la câteva zile, pot bea la nu știu câte zile, create de Dumnezeu să reziste în anumite medii. Dar oamenii, indiferent unde se află pe fața Pământului, au nevoie de o minimă cantitate de hrană și de apă pentru ca să poată supraviețui. Gândiți-vă că pentru a supraviețui, mai ales noi care venim din România sau care locuim în Chicago, avem nevoie de căldură, într-o anumită măsură și de aer condiționat. Vă aduc aminte, cu mai mulți ani în urmă, a fost o caniculă teribilă aici în Chicago și mulți oameni au murit de cald. Dacă te-ai fi așteptat să moară oamenii de frig, uite că pot muri și de cald, de prea cald. Nu, Doamne ferește, că vreau să zic ceva rău de statele din sud, dar sunt unele unde nu pot supraviețui fără aer condiționat, mai ales acolo unde este umiditate foarte mare, o căldură foarte mare. N-ai avea cum să reziști fără aer condiționat vara. Chiar și aici în Chicago avem unele veri mai aprinse și trebuie să meargă aerul condiționat. Toate aceste lucruri vin prin bunăvoința lui Dumnezeu. Pentru că încă de la creație Dumnezeu s-a uitat la pământ și a spus să dea pământul. Și de acolo au ieșit plantele și animalele. Și apa. Să dea pești, ființele acvatice. Toate acestea, create pentru ca să asigure bunăstare și belșug, pentru a întreține viața. Or, belșugul material, într-o cantitate mai mare sau mai mică, este generic, de la început, o binecuvântare a lui Dumnezeu. Profetul se uita odinioară și vorbea despre câmpurile pline de culturi, pline de animale. Și era bucuros să vadă cum binecuvântarea lui Dumnezeu creează mediul potrivit pentru întreținerea vieții. Avem aer, apă,
căldură, înțelepciune să știm să ne ferim de frig sau de prea mare căldură. Acoperiș deasupra capului. Toate astea, frați și surori, înainte să vină din mâinile noastre, înainte să iasă din buzunarele sau din conturile noastre, au fost făcute de mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă la alte planete care sunt nelocuibile, ostile vieții. Și vă veți da seama că Dumnezeu aici, pe peticul acesta din univers, mic de tot, cât un punct nesemnificativ, a creat condițiile ideale pentru viață. Dar atunci când Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 10, spune în versetul 10, în partea a doua, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug? Lucrul acesta se referă la mai mult decât hrana de care are nevoie corpul, condițiile optime de care are nevoie corpul. Înainte să vină Domnul Iisus Hristos în lume, am avut ce mânca și ce îmbrăca. Am avut minte să ne facem case, să ne îmbrăcăm, să ne înfofolim când a trebuit. Ne-a dat minte să inventăm lucruri care să facă viața cât mai confortabilă. Domnul Iisus Hristos n-a venit în lumea aceasta pentru ca să ne dea mâncare pentru că muream de foame. Spiritul caritabil al Domnului Iisus Hristos este extraordinar. Când a văzut mulțimile flămânde, le-a dat de mâncat, din puțin, a înmulțit pâinile, a fost o două înmulțiri ale pâinilor. Când i-a văzut bolnavi, i-a vindecat. Spiritul caritabil, mila Domnului Iisus Hristos, a acoperit acolo unde a fost nevoie și lucrurile acestea. Știți că a făcut o înviere din morți și a dat înapoi un fiu mamei sale, pentru că era singura ei șansă de supraviețuire, să aibă un fiu care să aibă grijă de ea. A zis, scoală-te, tinerelule. Și l-a dat mamei. Mila Domnului Iisus Hristos. Dar venirea Domnului Iisus Hristos în lume trebuia să acopere o nevoie mult mai mare decât cea de pâine sau de apă sau de înțelepciunea de a-ți crea condiții de viață optime. Domnul Iisus Hristos a venit în lume pentru mai mult decât Dumnezeu a oferit prin creație. A venit pentru ceea ce nu putea face decât El. A venit să ne mântuiască și să ne dea hrană pentru sufletele noastre. Pentru că trăim într-o lume care mănâncă de trei ori pe zi fără să-i dea slavă lui Dumnezeu, care respiră aerul lui Dumnezeu, care bea apa lui Dumnezeu, care calcă pe pământul tare făcut de Dumnezeu, taie pomii lui Dumnezeu, folosește materia primă a lui Dumnezeu. Și nu-L recunoaște și nu-I mulțumește. Și trăiește într-o stare de perpetuă răzvrătire, rebeliune față de voia lui Dumnezeu. Aceiași oameni care beneficiază de binecuvântările și de belșugul pământului pentru ca să-și asigure viața aceasta, fie ea și trecătoare și temporară, sunt oameni care trăiesc într-un total deșert spiritual, hrănindu-se cu lucrurile blestemate ale lumii și ale diavolului, care nu le aduc decât moarte și nenorocire și distrugere. În pasajul din Ioan 10 spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt unii care intră, sar în staul pe altă parte. Știați că diavolul a avut acces în grădina Eden.
El n-a venit pe poarta principală, el n-a venit prin locul pe unde intra Dumnezeu ca să aibă părtășie cu omul în răcoarea dimineții. El s-a strecurat și a apărut dintr-o dată să pună la îndoială înțelepciunea lui Dumnezeu, sinceritatea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu și chiar divinitatea lui. Aici spune versetul 2, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. În versetul 1 spunea, sare prin altă parte, este un hoț și un tâlhar. Și știți că marele hoț și tâlhar este diavolul. Și spune versetul 10, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Dragii mei frați și surori, lumea se află între aceste două alternative. Lumea satanei, care este plină de prăpăd, de înjunghieri, de hoții, de răutate, de mizerie și de moarte. Și împărăția Domnului Iisus Hristos, a Fiului dragostei sale, în care oile au viață și o au din belșug. Și aici se referă la dimensiunea mult mai importantă decât cea materială, care este cea spirituală. În pasajul din Ioan 10 sunt câteva lucruri foarte importante. În primul rând, vă rog să observați intrarea și ieșirea referitoare la staulul oilor. Versetul 1 spune, adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ce sare pe altă parte este un hoț și un tâlhar, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos, vorbind despre această intrare în staul, arată că există un hoț și că există adevăratul păstor al oilor, care este Domnul Iisus Hristos. El este și păstorul, el este și ușa, pentru că numai prin el se poate intra în staulul Domnului. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Foarte interesant că după ce păstorul cheamă oile să intre în staul, vedeți, versetul 9 spune, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra. Intri în staul, asta înseamnă mântuirea, mai întâi de toate. Păstorul intră în staul. Orice altă entitate, orice altă ființă care sare pe delături, care nu intră pe poarta care este Domnul Iisus Hristos, este hoț și tâlhar. Și aici ne avertizează cuvântul lui Dumnezeu cu privire la oameni, la persoane care sunt în staul, dar n-au intrat pe ușă, care n-au experimentat nașterea din nou, care n-au vieți transformate. Ei se pot ascunde pentru o vreme, ei se pot îmblăni, să arate ca oi, dar colții lor sunt colți de lupi răpitori, spunea Apostolul Pavel, știu că vor veni după mine mulți lupi răpitori care nu vor cruța turma. Iisus intră în staul pe ușă, portarul îi deschide, are aprobarea lui Dumnezeu, singurul care are aprobarea lui Dumnezeu să întemeieze staulul, să întemeieze împărăția lui Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Oricine altcineva se infiltrează și nu intră mai întâi prin ușă, este un hoț și un tâlhar. Diavolul a făcut lucrul acesta și toți urmașii lui, care intră în biserică nenăscuți din nou, fără cunoașterea adevărului, doar ca să prade, să strice și să nimicească. Intrarea în staul este mântuirea noastră.
Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Asta se referă la intrarea în staulul lui Dumnezeu. Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului. Pentru ca să avem belșug. Versetul 9. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Domnul Iisus Hristos folosește o imagine foarte cunoscută, mai ales pentru ciobanii de oi. Oile nu pot să stea doar în staul. Ele stau și se odihnesc și sunt protejate în staul, dar trebuie să iasă ca să găsească pășune. Aici, Mișcarea Dezidentă a folosit pasajul acesta cu mare succes, spunându-le unora că trebuie să intri în biserică, să faci botez, să fii mântuit, dar pe urmă trebuie să ieși din biserică, pentru că acolo nu găsești pășune. Cum să nu găsești pășune în biserica Domnului Iisus Hristos, unde se predică cuvântul și adevărul? Aici se referă la cu totul altceva această ieșire. Atenție, staulul este al Domnului, intrarea în staul se face prin Domnul Iisus Hristos, întotdeauna turma se întoarce în staulul Domnului pentru protecție, pentru părtășie, dar ieșirea din staul este după Domnul Iisus Hristos, în vederea maturizării și mărturiei a misiunii pe care noi o avem în această lume. Și aici aș vrea să subliniez un lucru foarte important. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, le-a spus ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim, să nu iasă, să nu iasă. Până nu vor primi o putere, până nu vor fi echipați. Numai după aceea vor putea să iasă și să fie martori în toată lumea. Scumpii mei, ieșirea din staul, fără Dumnezeu, fără Duhul Sfânt, fără puterea Duhului Sfânt, fără botezul cu Duhul Sfânt, fără darurile Duhului Sfânt, fără roada Duhului Sfânt, fără tot ceea ce face Duhul Sfânt în viețile noastre, este extrem de periculoasă. Și nu este periculoasă doar datorită faptului că nu avem putere de mărturie, că nu avem putere de evangelizare. E periculoasă pentru că suntem noi înșine vulnerabili într-o lume plină de fiare sălbatice. După ce și-a scos toate oile, versetul 4, că versetul 3 spune, își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. În momentul în care am primit mântuirea, chemarea Domnului Iisus, veniți la mine, noi am venit, am intrat, am primit mântuirea, după aia viața noastră se desfășoară în lumea aceasta. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor, duceți-vă până la marginile pământului și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Care este pericolul de a nu-L urma pe Domnul Iisus Hristos în ceea ce privește hrănirea noastră spirituală? Vă aduc aminte de Petru, care după lepădare este reabilitat. Domnul Iisus Hristos îl întreabă de 3 ori dacă îl iubește și pe urmă îi spune: paște oile mele, paște oițele mele, paște milușei mei. Dă-le hrană! Ăsta e scopul nostru. Vreau să citesc din Efeseni, din capitolul 4. De la versetul 11, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților, pentru ca să crească, să se maturizeze, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos,
până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și acum ascultați versetul 14. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin și retenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului. Vă aduc aminte ce îi spunea Domnul lui Pilat. După mine vin cei care doresc adevărul, care vor adevărul, care vor să umble în adevăr, care primesc adevărul. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Scopul nostru este să hrănim turma Domnului, să o ducem la pășunile adevărului Scripturilor. Care este scopul diavolului? Să prade, să nimicească și, dacă se poate, să otrăvească turma Domnului Iisus Hristos cu învățături false. Auziți ce spune Pavel lui Timotei? Capitolul 2 Timotei 4 cu 1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Oile Domnului cunosc glasul Domnului. Realitatea este că la ora actuală am devenit o turmă pipernicită, și mă refer la creștinism în general, nehrănită, necrescută, vulnerabilă, în care marea majoritate acceptă învățături false, ape otrăvite, pășuni seci, care nu-i cresc și nu-i duc spre desăvârșire. Propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățătorii după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri. Închipuite, dragii mei, există un glas seducător care răsună în biserica Domnului în vremurile noastre, care nu-i apropie pe credincioși de Domnul și de voia Lui și de adevăr. Sunt învățături false care generează plăcere pe moment, sună bine. Să avem foarte mare grijă ca același glas care a spus: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Același glas va spune într-o zi: duceți-vă de la mine, blestemaților, voi toți care ați înfăptuit fără de legea. Același glas care i-a spus femeii păcătoase: dacă ei nu te osândesc, nici eu nu te osândesc. Este același glas care i-a spus ologului de la scăldătoare: du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple mai rău. Există un filtru demonic pe care mulți credincioși l-au pus la urechi, nu la astea, la alea spirituale. Și din toată învățătura Scripturilor filtrează, acumulează și acceptă numai lucrurile plăcute. Doar că Domnul ne iartă, doar că ne îngăduie, doar că ne primește, doar că ne dă cu drag împărăția, și că noi suntem, așa, plutim, fără niciun fel de responsabilitate, fără niciun fel de obligație și fără niciun fel de, atenție, pericol.
Toată Scriptura este plină de imperative cu privire la veghere în viața de credință, pentru ca nu cumva să fim fermecați. Vă aduc aminte ce le spunea Pavel galatenilor. Când au venit iudaizatorii și le-au spus, a, trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să țineți legea, trebuie să țineți sabatul, trebuie să... Le-a dat o groază de prescripții, rituale prin care ei, chipurile, să fie mântuiți și primiți. Și spune, cine v-a tăiat calea? Cine v-a fermecat? Vă spun eu cine i-a fermecat. Ideea că dacă aduci un animal ca jertfă, ideea că dacă ții o zi anume, ideea că dacă ai împlinit anumite precepte, anumite ritualuri ale legii, te poți duce pe urmă să-ți faci de cap un an întreg, pentru că Dumnezeu a prescris aceste ritualuri ca să șteargă cu buretele tot trecutul tău, toată viața ta, și încă un an să trăiești în voia firii pământești, în distrugere, hoție, înjunghiere, prăpăd. Pentru că vine ziua ritualului, când toate se trec cu vederea, se șterg cu buretele și apare o pagină nouă curată de la capăt. Întrebarea mea, frați și surori, pentru galateni, cum a fost și a lui Pavel, cum a lucrat chestia asta pentru poporul Israel? Cât de bine le-a venit? Că au împlinit ritualurile, că au împlinit poruncile legii, și aici nu se referă la să nu ucizi, să nu curvești, să nu te închine altor Dumnezei, ales porunci universale, transferate în har și înăsprite în har. Se referă la niște ritualuri, că nu-l durea să aducă un miel, să aducă, până la urmă au zis, îl aduc pe ăla cu cusur, cu metehne și o scot la capăt și așa. Cum i-a ajutat pe Israel lucrul ăsta? Nu i-a ajutat, au ajuns în robie, au ajuns în diaspora, cetățile le-au fost distruse și nimicite, cetatea a fost, Ierusalimul a fost nimicit, n-a mai rămas piatră pe piatră. Istoricul Josephus spune că atunci când au explorat și au văzut Ierusalimul după ce au plecat romanii, arăta ca un loc unde nu fusese niciodată nimic. L-au arat. Templul a fost distrus cu toate ritualurile lor. Ori oamenii de astăzi au ajuns la concluzia că îl pot păcăli pe Dumnezeu, că își pot face anumite ritualuri ale lor, anumite închinări ale lor, anumite lucruri prin care să-L mulțumească pe Dumnezeu. Unii chiar le-au spiritualizat. Participă la conferințe, se duc la tot felul de seminarii care să-i pregătească pentru viață, să-i ajute să fie soți mai buni, soții mai bune. Și noi nu se schimbă nimic. Pentru că, frați și surori, adevărata lege a Duhului de viață trebuie scrisă în inimile noastre. Inimile noastre trebuie tăiate împrejur. Lucrurile trebuie transformate radical în viața noastră și în interior și în exterior. A fost o vreme când oamenii fugeau de transformarea interioară, arătându-se transformați la exterior. Acum trăim o vreme când oamenii fug de transformarea exterioară, declarând în mod fals, de altfel, că transformarea s-a petrecut doar în interior. Și una și alta sunt învățături false care duc pe oameni în pierzare, pentru că la Dumnezeu nu există interior și exterior. La Dumnezeu trebuie schimbate toate deodată. Ei, când oamenii acceptă să umble după glasuri seducătoare, fermecătoare, și îl părăsesc pe Domnul Iisus Hristos, n-au viață din belșug.
Și trebuie să recunoaștem că sunt mulți credincioși apatici, nemulțumiți, dezamăgiți, supărați, inhibați. Și lucrul acesta, să știți că se vede. Lucrul acesta se vede. Nu vreau să mă uit prea departe. Trebuie să recunoaștem că toți suntem într-o stare de apatie. Haideți să recunoaștem, cântările noastre ar trebui să fie cântări cântate mai cu râvnă. Rugăciunile noastre ar trebui să fie rugăciuni rugate mai cu râvnă. Venirea noastră la casa lui Dumnezeu ar trebui să fie un lucru făcut mai cu entuziasm și mai cu credincioșie. Observați această stare de moleșală care vine în urma unor învățături care aplanează spiritul. Și ce se întâmplă atunci când Duhul lui Dumnezeu străpunge inima? Oamenii capitulează, oamenii sunt gata să facă orice. Dragii mei, când ucenicii și-au dat seama că au un Hristos viu, când și-au dat seama că credința lor nu a fost dezamăgită de Domnul, ci că tot ce le-a spus s-a întâmplat, uitați-vă, vă rog frumos, cum explodează cartea Faptele Apostolilor în evangelizare agresivă, fără niciun fel de problemă, în templu, oriunde au avut prilejul. Mai mult martiraj, împotrivire pe față, înaintea oamenilor care încercau să-i oprească să mai predice numele lui Iisus Hristos. Și prigoniți fiind s-au împrăștiat și unde s-au dus, au luat-o de la capăt. Au încercat împărățiile pământului să scape de ei și n-au reușit. Pandemia ne-a dovedit și a fost un examen foarte clar pentru noi că prețuim viața asta mai mult decât pe cealaltă. Că ne interesează mai mult supraviețuirea fizică decât cea spirituală. Eu nu cred că Hristos a vrut să-și conducă poporul său să stea ascuns, să fugă de părtășia fraților. Și cu toate astea am avut teologi care au încercat să explice lucrul acesta. Și nu orice fel de teologi, oameni care au păstorit zeci de mii de oameni. Văzut pe unul care spunea că Biserica Domnului supraviețuiește, putem 2 ani de zile să nu ne întâlnim. Că Biserica Domnului nu are cum să nu supraviețuiască. Biserica Domnului supraviețuiește, dar tu nu. Fără părtășii, tu trebuie să mănânci. Tu trebuie să stai la masă. De 3 ori pe zi ca să trăiască trupul ăsta. Poate tot de atâtea ori. Și poate mai mult pentru ca să-ți supraviețuiască sufletul. Momentul în care nici măcar o dată pe săptămână nu mai putem să ne întâlnim, că biserica supraviețuiește. Biserica universală supraviețuiește, bine mersi, fără mine, fără tine, fără toată biserica Elim, fără toți românii, fără toți americanii, că mulți întreabă de ce toți americanii se duc în iad. Aveți impresia că biserica lui Iisus Hristos stă în român sau în american? Biserica lui Iisus Hristos nu stă în nimeni. Ea e formată de oameni care merg după Hristos, la pășunea lui Hristos, la adevărul lui Hristos. Viața pe care o primim, o primim din pășunea la care ne duce Domnul, când îi ascultăm glasul, când umblăm după El. Și vreau să mai citesc doar câteva versete și pe urmă să dau loc din nou corului de tineri să se închine Domnului. Probabil unele dintre versetele cele mai tragice cu privire la pipernicirea spirituală, lipsa belșugului de viață a credincioșilor, este în Evrei, capitolele 5 și 6, primele 3 versete. Capitolul 5, de la versetul 11 și 6, primele 3 versete, ascultați. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit.
fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Ce înseamnă cuvântul despre neprihănire? Cuvântul despre neprihănire este un atac frontal împotriva păcatului, pentru că neprihănire înseamnă fără păcat. Nu poți rosti cuvântul despre neprihănire fără să ataci păcatul și nu orice fel de păcat, nu așa tras în aer. Izbit păcatul din viața mea și din viața ta. Izbit păcătosul în inima inimii lui. Pentru că în ziua cincizecimii, care este un fel de blueprint pentru predica chemării la mântuire, Petru spune, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. I-a acuzat direct. În ziua martirajului său, Ștefan n-a făcut economie de cuvinte. Sunt oameni tari la cerbice. Totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cuvântul despre neprihănire este mai întâi un atac frontal împotriva păcatului. Că noi nu mai stăm de vorbă cu oameni care vin din lume. Ăia când au intrat în staul s-a rezolvat acolo problema asta. Nu contează unde ai fost, nu contează ce ai făcut, nu contează cine ești. Las toate, adu-le la Domnul Iisus Hristos că El ți le iartă, ți le șterge, nu mai mărturisește numele Lui, acceptă jertfa Domnului Iisus Hristos, să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu, că a înviat din morți și ești mântuit. Că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și că prin mărturisirea cu gura și credința din inimă se capătă mântuirea. Gata! Pasajul ăsta l-am epuizat, stimați frați, nu vi se mai potrivește vouă. Dumneavoastră vreți să intrați în biserică în fiecare duminică ca și când sunteți nepocăiți și o luați de la capăt cu predatul? Nu mai merge! V-ați predat odată, v-ați pocăit odată, ați intrat odată în staul prin Domnul Iisus Hristos. Acum a venit vremea să ieșim din confortul acesta al bebelușului. Că asta înseamnă, când intrăm în staul, mielușei ținuți în brațe, cu biberonul, lăptic, nu face nimic. Are altcineva grijă de toate nevoile lui. Vreți să rămâneți bebeluși toată viața? Păi la un bebeluș nu îi poți spune nici să facă ceva, nici să evangelizeze, nici să... este nefolosit, nu poate să facă nimic, altcineva trebuie să poarte de grijă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, trebuie să mergem la pășune, trebuie să mergem la hrană tare. Cuvântul despre neprihănire nu mai este acum că Hristos ne iartă toate păcatele. Știu că accidente se mai pot întâmpla și îl avem pe Domnul Iisus unde ne putem mărturisi, ne putem mărturisi unii altora și El ne iartă. Am înțeles, e o derogare, este o mică clarificare cu scris mărunt. Dar v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cuvântul despre neprihănire este cum să nu păcătuim, cum să ne ferim de întinăciunile lumii. Cum să fugim de întinăciunile lumii, cum să urâm lumea și tot ce este în ea. Aici a falimentat Israelul când a interpretat ritualurile ca fiind calea liberă spre păcat. Și mulți credincioși nu sunt obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire, pentru că ei nu vin la biserică să învețe cum să nu mai păcătuiască, să condamne împreună cu cuvântul lui Dumnezeu păcatele din ei. Ei vin să învețe cum să scape de consecințele păcatului și cum să poată să păcătuiască mai departe fără să se considere căzuți. Aveți grijă, frați și surori, cine și ce vă învață? Știu că sunt YouTube-ele pline de predici, pline de pășuni și unii dintre voi
Le mâncați fără să le cercetați. Și sună bine, sau cum zicea odată un predicator atunci când a fost criticat cu privire la anumite lucruri pe care le spunea, și spune, domne, astea sunt lucruri care distrug, care nu-s bune. Și zice, da mă, dar-s faine, sunt faine. Sună plăcut, sună bine. Dacă nu sunt de aici, și atenție, tot cuvântul adevărului, dacă nu reprezintă plinătatea cuvântului, că citim mai departe, ia auziți, versetul 14, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De ce trebuie să creștem? Pentru că, dragii mei, sunt unii credincioși cărora degeaba le spui că un lucru e rău, îi se uită la tine și nu pricep de ce. E bebeluș. Nu să mă iertați, că ce, n-aveți bebeluș? A făcut pe el și nu știe că e rău. Nu știu seama că e rău. Iar în schimb, iarăși. E inconștient, nu-și dă seama. Și spune, mă, nu te mai îmbrăca așa, îmbracă-te decent, acoperă-te. De ce? Că eu am credința din inimă, de-aia. Păi ce să-i mai spui dacă nu pricepe? Că nu știe să facă deosebire între bine și rău. Și unii se duc în șală, mai mint, mai trișează, mai rostesc cuvinte stricate. Când îi spui, mă, dar tu cum te folosești cuvântul ăsta? Păi și dar ce am zis? Păi cum ce ai zis? Mai ai spus un lucru urât, murdar, pe care îl spun oamenii din lume. Nu știe. Da? Pentru că nu-i dus la pășune, bea numai lapte și auzi ce spune de la capitolul 6, versetul 1. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare. Ieși din staul că păstorul a deschis ușa și vrea să te ducă la pășune, să mănânci hrană tare, să crești, să te zidești, să devii om mare, să fii pe picioarele tale, să-l biruiești pe satana și să scoți păcatul din viața ta. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare de biberon ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou încă o dată temelia pocăinței de faptele moarte. Care este temelia pocăinței de faptele moarte? Că vii la biserică, ți se predică că ești pierdut, că ești nemântuit, că Iisus Hristos te iubește, că a murit pentru tine, că ți oferă mântuirea, ridici mâna, crezi și ești mântuit. Și te-ai pocăit de faptele moarte atunci. Dar asta trebuie lăsată în urmă, 10 ani, 20, 30, 50. Fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri. Păi într-o biserică penticostală trebuia să fim toți pneumatologi, perfecți în învățătura despre Duhul Sfânt. Ce este și cum se manifestă. Și să fim umpluți toți cu Duhul Sfânt. Iarăși trebuie în biserica penticostală să ne apucăm să explicăm că trebuie botezul Duhul Sfânt, că semnul inițial e vorbirea în alte limbi. De ce? Pentru că auzim pe ureche ne intră, pe două ne iese și nu reținem nimic din învățătura tare a cuvântului lui Dumnezeu. De aia! Despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Știți că majoritatea credincioșilor n-au o părere chiar așa de prostă despre judecata veșnică. A, domnule, că nu e chiar așa, că totuși... mai ales noi avem impresia că ne vom descurca, fraților, cine ajunge la judecata din urmă nu se mai descurcă, nici de cum, acolo nu-i loc de descurcat, acolo nu ai un judecător pe care să-l poți minți, acolo nu mai merge cu interpretări, acolo nu mai merge cu scuze, când ai ajuns acolo ești condamnat și executat pe veci, s-a terminat, să dea Dumnezeu să n-ajungem acolo, amin. Despre judecata veșnică și vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu. Ei,
Vreau să vă rog frumos. Trebuie să avem viață din belșug. Verifică-ți viața în seara asta, în timp ce cântă corul de tineri. Uite-te puțin la viața ta și vezi. Ai belșug, ai pasiune, ai viață, ești entuziasmat. Ce te însuflețește? Ce produce agitație în sufletul tău? Ce ți-aprinde călcâiele? Psalmistul spunea din mea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Și analizându-ne, haide să ne pregătim pentru o rugăciune de pocăință reală. Știți că și pocăiții se pot pocăi. Și mă rog din toată inima să vină ziua în care pocăiții să se pocăiască cu adevărat, să ne ajute Dumnezeu, corul de tineri.